toamnă cu aspect plăcut și temperaturi care vor ajunge chiar și până la 35 de grade Celsius în unele zone. Urmează zile caniculare în România. Vești bune pentru români. În următoarele două zile ne vom putea bucura de temperaturi de vară, chiar caniculare, conform realitatea.ro. În ultenia în primele zile ale intervalului, se vor înregistra valori termice în general în jurul mediilor climatologice ale perioadei, respectiv o medie a maximelor de 24-25 de grade și minime de 10-12 grade. La jumătatea săptămânii, vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a regiunii, cu maxime în jurul la 30 de grade și minime de 15-17 grade. După acest interval, vremea se va răci treptat, dar semnificativ, urmând să devină rocoroasă în perioada 19-22 septembrie, când media regională a temperaturilor maxime va fi de 17-18 grade, iar a celor minime de 7-8 grade. Spre finalul celor două săptămâni de prognoză, se estimează o încălzire ușoară spre o media a maximelor în jurul a 22 de grade și minime de 10 grade. Probabilitatea pentru ploi posibil însemnate cantitativ va fi ridicată între 16 și 18 septembrie, dar ploi slabe cu caracter temporar și pe arii restrânse vor fi posibile și la începutul celei de a doua săptămâni de prognoză.